Deixa nele, deixa nele. Para, Paulo, deixa nele, deixa nele. Tá vendo, Jorge? Tocando. Vira, stinga. Se tu dá certo, vai. Tocando. Vine. Hergelegiul la 0-0, minutul 10, n-ai cum să tratezi. Da, acum! Și se trece! Mai departe, da, bravo! Ieși de el! Nu! Eu mă pregătesc de o săptămână. Am întâlnit o echipă de juniori
știam că dacă nu tratăm bine meciul o să avem probleme, ceea ce s-a și văzut după pauză, am intrat un pic mai relaxați și până ne-am intrat în joc, iar am avut ceva probleme. Sunt o echipă de copii. Eu am antrenat mult timp la copii și juniori, asta le-am spus în săptămâna premergătoare, că trebuie să îi tratăm serios. Pentru că dacă nu-i vom trata serios, ne vor pune probleme. Dar sunt fericit că am reușit să luăm cele 3 puncte, băieții sunt sănătoși toți. Mă bucur că am înscris și multe goluri. Sper să o ținem tot așa. A fost un meci greu din punctul meu de vedere, chiar dacă scorul a fost mare. Ne bucurăm că am reușit să fructificăm ocaziile pe care le-am avut în prima repriză. Ne-am făcut un meci ușor de la început și ne bucurăm pentru victorie. Deocamdată suntem doar la început de drum și trebuie să continuăm la fel. Ne bucurăm oricum pentru victoria de astăzi și băieții mi-au făcut un cadou foarte frumos, pentru că astăzi este ziua mea și le mulțumesc.